Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaș continuă recoltările de sânge în teren și în acest an. Încă din anul 2012, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaș au găsit o metodă inedită de a atrage cât mai mulți donatori. Aceștia se deplasează lunar cu o caravană mobilă și personal specializat în teren pentru recoltare. În prezent, recoltările de sânge se fac în localitățile Șimleu, Silvaniei, Jibou și Crazna. Din 7632, 1655 a fost numai terenul. Trei terenuri care se continuă și anul ăsta. Crasna, prima marți din lună, Jibou, a treia joi din lună și Șimleu, a patra miercuri din lună, Șimleu. Programul e același, de dimineață la ora 7:30 se pleacă de centru, pe teren vreau să spun. Programul centrului a rămas același neschimbat. Donatorul de sânge poate fi orice persoană, clinic, sănătoasă, cu vârsta cuprinsă între minim 18 ani și maxim 65 de ani, cu greutatea de peste 55 de kilograme. Donarea se poate face de 5 ori pe an, la un interval de 70 de zile calendaristice pentru bărbați și de 4 ori pe an, la un interval de 90 de zile la femei.